Arbitrează la la partida dintre Schellenberg și Buzău. Prestația cavalerilor fluierului a fost contestată îndelung de oficialii clubului din Crâng, după mai multe decizii dictate eronat împotriva trupei lui Cristi Pustai. Mai întâi a venit penaltiul dictat în minutul 38 pentru Schellenberg, după un contact între Relu Stoian și Cârstean, un fault care s-a petrecut în afara careului. Relu Stoian a avut totuși noroc, deoarece putea să vadă roșu dacă nu s-ar fi dictat penalti. Din fericire, fostul dinamovist Curtean a șutat defectuos peste poartă. De asemenea, oficialii buzoieni reclamă și un cartonaș roșu care trebuia acordat lui Yameogo după un fault asupra lui Keita. Mijlocașul din Mali a rămas întins pe gazon după ce a fost lovit în plină figură, fiind înlocuit de Alin Manea. Un arbitraj execrabil, deci am fost foarte dezamăgit, fiindcă, în primul rând, fotbal trebuie să joace în teren, nu știu pe unde și așa mai departe. Repriza a doua, în primul rând că nu a dat roșu la faultul la Keita, care a fost roșu clar, poate să facă câte videouri VAR. E roșu. A nu s-o dat cu capul, adversarul direct în el, cap în cap, nu cap în cap. Dacă era mingea între ei, poate spuneam că bă, a fost o dublare, o ceva. Așa, și repriza a doua doar într-o direcție. Mi s-a părut, n-am vorbit niciodată despre arbitraj până acum, nici nu o să mai vorbesc probabil, dar acum a fost un arbitraj catastrofal. Deci, penalti care n-a fost penalti și fost multe altele. Deci, afara a fost, nu contează, a fost și nu știu, nu vreau să vorbesc acum, dar că e tânăr, că nu-i tânăr, pe noi nu ne interesează. Era un meci foarte important și pentru noi, cum la fel și pentru adversarii noștri. Și cred că dacă era un arbitraj normal, cred că aveam mai multe șanse să nu pierdem meciul de la Schellenberg. Jucătorul a fost transportat cu ambulanța la Sibiu și urmează să fie operat mâine. Keita a suferit câteva fracturi la nivelul feței, afecțiuni care necesită neapărat o intervenție chirurgicală. Nu se știe deocamdată cât va dura recuperarea malianului în urma acestei accidentări. Cristian Ciobanu a primit 6 etape de suspendare după ce și-a lovit involuntar cu cotul adversarul direct, în contextul în care acesta a putut continua partida. Yameogo, în schimb, a primit doar cartonaș galben. Mâine dimineață va avea loc o intervenție. Normal, are dublă fracturi, mai multiple fracturi la față. Acum să vedem. Sperăm să fie bine și să revină și să ne ajute pe viitor. Asta e. Din păcate, nu avem ce să facem. Asta e. Noi pentru fault mult mai ușor și mai mare am luat 6 etape la Ciobanu, dacă știți, acum 3 săptămâni. La Ripensia. La Ripensia Timișoara, da. Și acum nici măcar galben, nici galben nu vrea să-i dea dacă nu vedea că vine ambulanța și îl duce la spital pe copil. În ce unitate medicală se operează? E la spitalul de urgență Sibiu. Da. Până la urmă a ajuns acolo. E pe mâini bune, din punctul acesta de vedere, oamenii sunt comunicativi, colaborăm foarte bine, doctorii excelenți, deci putem spune că e pe mâini foarte bune la Sibiu. Gafele arbitrilor din meciul dintre Schellenberg și FC Buzău au fost consemnate și în presa centrală. Cu 25 de puncte, FC Buzău rămâne pe locul 5 al ligii secunde, dar tremură serios pentru menținerea pe o poziție de play-off.